Am fost o dată ca povești, nu fost ca niciodată. Dacă aș fi să fiu ceea ce este în povești, ca să fiu un ceva, nu știu cum să schimb, să dau un negru, dacă aș fi, s-ar putea să mă rușinez, dar rușinez, data veniere, s-ar putea să fiți în via la mea care te-a salvat de la ceva. Că tu te-ai dat lovită și eu atunci aș veni, m-aș lupta cu acel cineva sau ceva. În asta era esența în poveste din ce se povestea. Că era odată o fată care era prea curată, în lumea avea asemănare la soare. Ca și întrebare te puteai uita de la ea, ba, da, așa spunea povestea și de la un calal. Dacă ai fost negru, era ceva nașpa, așa, atunci nu mai puteam să-i spun povestea lui, prima sau lui fiul. Mamă, dacă te dau un fiu, cum aș fi să fiu? Aș fi criminal original. Ce i-aș face lui? Ha! Toate problemele din lume. O bună. Ce i-aș zice? Bă, idiot, prost, cretin, tâmpit. Și l-a zis, păi, stai puțin, ce s-a împlinit? Da, s-a împlinit anul tată, care o să te facă fată. Și ăla atunci o să devină mai bărbat decât un bărbat, pentru că nu vrea să fie fată și ca recompensare o să-mi dea o mare pensare la sprâncinele, de la buze, între gene, o flegmă mare, tată, tu nu ești tatăl meu. Ba nu, eu te zic mereu, sunt tatăl tău și la bine și la greu. Și îți va fi greu, e cuvântul meu.